Autoritățile au anunțat un fond de urgență de 100 de milioane de lei pentru cei loviți de inundațiile din ultimele zile. Între timp, oamenii din toată țara au încercat să ajute de la distanță oamenii afectați de inundații. Tone de alimente și produse au ajuns la ei. Se strâng bani și la biserici. Dezastrul lăsat în urmă de ape i-a îngrozit pe oameni. Autoritățile anunță că le trimit bani sinistraților. Fiecare familie afectată va primi un ajutor de urgență din partea guvernului de maxim 10.000 de lei, iar în cazul acelor familii care și-au pierdut pe cineva drag, aprobăm un ajutor suplimentar de 10.000 de lei. Până când ajung ajutoarele de la stat, oameni simpli și organizații non-profit au strâns deja tone de produse necesare și alimente. Au fost persoane care au trimis direct cu curieri către noi. Absolut, în continuu răspundem la telefoane. Uite, sună. Alo, bună ziua! Bună ziua! Puteți să îmi ziceți, vă rog, până la ce oră vă găsesc astăzi? Am și eu doi copii mici și știu cam ce e nevoie și am mers, am cumpărat cam ce cred eu. Aproape 3 tone de alimente au plecat spre sinistrați și din depozitul unui supermarket online din capitală. Iar un ONG strânge bani pentru a reconstrui casele luate de ape. Ne uităm la un mix de reparații, reabilitări, construcții de noi locuințe, astfel încât oamenii se bucure din nou de un loc pe care să-l numesc acasă. Inclusiv Patriarhul Daniel a cerut preoților, dar și credincioșilor să doneze pentru sinistrați. În acest moment, potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române, în bisericile din toată țara se strâng bani. Sumele vor fi trimise către parohiile din zonele afectate, iar cei de acolo vor decide cum să le cheltuiască în funcție de nevoile pe care le au. Și Crucea Roșie Română întinde o mână de ajutor sinistraților. A demarat o campanie de ajutorare, la care poate contribui oricine cu donații de alimente și bani.